Statistică sumbră pentru Iași. Zeci de persoane își pierd anual viața în urma accidentelor rutiere produse pe drumurile din județ. Dacă în urmă cu 20 de ani erau înregistrate 250 de accidente rutiere pe an, numărul lor a crescut de aproape 4 ori. Consumul de alcool, droguri și nerespectarea legislației rutiere sunt principalii factori care contribuie la producerea accidentelor grave cu victime. În anul 2021 s-au produs 1155 de accidente rutiere în județul Iași, cifră care ne plasează pe locul 2 pe țară după municipiul București. În acest top sumbru al accidentelor rutiere se mai află și Constanța cu 1084 de accidente și Clujul cu 1069 de accidente. Doar anul trecut 1535 de persoane au fost victimele accidentelor rutiere în județul Iași, din care 63 și-au pierdut viața. Calculat numărul de persoane care au decedat din cauza accidentelor rutiere în ultimii 10 ani și a rezultat un număr de 573 de persoane, deci care au decedat și... Principalii factori care contribuie la producerea accidentelor rutiere sunt comportamentul conducătorului auto, consumul de alcool, infrastructura, agresivitatea la volan sau încălcarea normelor de siguranță rutieră. În ultima perioadă, polițiștii rutieri au constatat că șoferii conduc sub influența drogurilor. Păcate, spun eu, depistați mai mulți conducători auto sub influența băuturilor alcoolice, cu diferite valori ale alcoolemiei, însă tot din păcate au fost depistați și conducători auto care conduceau sub influența substanțelor stupefiante. Este un lucru destul de grav, pentru că jumătate dintre dosarele penale întocmite pe această cauză au fost pentru consumul de substanțe interzise, de droguri. Doar în ultimele săptămâni au fost depistate zeci de astfel de cazuri. Tragedia este că sunt oameni care consumă astfel de substanțe. Tragedia este mai mare că aleg să conducă mașini. Legea prevede ca și sancțiune anularea permisului de conducere și închisoarea până la 2 ani. Un alt factor care contribuie la producerea accidentelor rutiere este și numărul mare de mașini. De exemplu, anul trecut, la nivelul județului Iași, au fost înmatriculate un număr de 11.920 de mașini second-hand de ocazie și 2.748 de autoturisme noi.